Doamne Iisuse Hristoase, sursă nesecată a iubirii și milostivirii, ne adunăm în rugăciune în această perioadă în care anul se apropie de sfârșit. Îți mulțumim pentru darul vieții, pentru harurile necontenite și pentru îndurarea ta ce ne însoțește în fiecare zi. În credință ne închinăm înaintea Ta, Tatăl nostru atotputernic, Creatorul cerurilor și al pământului, recunoscând că tot ce avem vine de la Tine. Credem într unul Domn Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, care, prin jertfa sa divină, ne-a deschis calea spre împărăția cerurilor. Te rugăm, Doamne, să ne luminezi în această perioadă de încheiere a anului, să ne acorzi harul de a reflecta asupra drumului nostru, să ne călăuzești în a recunoaște greșelile noastre și să ne umpli inimile cu recunoștință pentru toate binecuvântările primite, cu credință în puterea învierii și a iubirii tale, ne credem în harul Duhului Sfânt, același care a mărturisit prin proroci și apostoli. Într-o comuniune divină și plină de viață, ne rugăm să primim întărire în credință și să trăim în armonie cu planurile tale. Încredință în viitorul nostru în mâinile tale, cu speranța că sănătatea, pacea și iubirea vor răsări în inimile noastre și vor îmbrățișa întreaga lume. Cu nădejde și bucurie așteptăm sărbătorirea învierii tale în fiecare zi a vieții noastre. În numele Tatălui, al Fiului. Și al Sfântului Duh. Amin.